Bună ziua și bine v-am găsit în cadrul webinarului de Closing Bell. Silvia Gabor este numele meu și voi fi gazda dumneavoastră. Ne uităm destul de rapid astăzi pe grafice, o sesiune nu tocmai agitată, asta dacă ar fi să excludem ceea ce se întâmplă pe piața petrolului. Nu spun tocmai agitată pentru deoarece calendarul economic nu este extraordinar de încărcat. Ne uităm pe zona euro unde s-a publicat indicele german Ifo Business Climate. Este vorba de un indice al sentimentului din mediul de business raportat în scădere la 107,3 puncte. De asemenea, am mai avut și date din Italia, vânzările de retail în ușoară creștere cu 0,3%. Date relativ ok, dar asta dacă ne uităm doar la informațiile din Italia, însă dacă ne uităm pe EURUSD, aprecierea nu cred că se datorează întru totul datelor macroeconomice, ci mai degrabă aprecierea EURUSD ar avea legătură cu dezechilibrul de pe piața dolarului american. Mai exact, dolarul american a pierdut teren în debutul acestei sesiuni, având în vedere, pe de o parte, faptul că săptămâna aceasta avem ședință FOMC și aici este vorba de posibilitatea ca Fed-ul să aibă o atitudine ceva mai dovish și, ca o mică paranteză, aveți în vedere evoluția din piața chineză și evoluția prețului petrolului. Și, de asemenea, dolarul american a mai pierdut teren fiind și invers corelat cu evoluția prețului petrolului și aici aveți în vedere revenirea de acum 2 zile, respectiv revenire care a început joi, vineri și se pare că astăzi a luat o pauză. După cum spuneam, un calendar relativ sărac astăzi. Mai aveți în vedere la ora 8 un discurs al lui Mario Draghi la Frankfurt și vacanță bancară în Australia, ceea ce a dominat piața astăzi și va continua cel mai probabil să o domine și până la finele sesiunii de astăzi, dar și în cadrul sesiunii de mâine, este prețul petrolului și ceea ce se întâmplă cu cotațiile petroliere. O să trecem imediat și pe un grafic al petrolului. Până atunci însă, dintr-o perspectivă tehnică pe EURUSD, aș avea în vedere, în primul rând, acest canal descendent care consider că are putere să coboare prețul EURUSD ceva mai jos pe un termen mediu. Pe termen scurt însă observăm cum suportul dat de nivelul rotund 10800. Acesta este un reper ceva mai general. Dacă ar fi să ne uităm puțin mai în detaliu, m-aș orienta după aceste minime 10789, respectiv 10805, cam acestea ar fi nivelurile care definesc o regiune de suport. După cum spuneam, respingerea din această zonă de suport pare că ghidează prețul către regiunile locale de rezistență și aici avem în vedere rezistența 10850, rezistență confirmată și de nivel Fibonacci aplicat pe ultimul impuls din acest canal descendent. Atenție la această rezistență, respingerea din acest nivel ar putea să readucă cotațiile pe traiectoria descendentă. Depășirea rezistenței ar avea șanse să prelungească această corecție, cred eu, cel puțin până la finele sesiunii. Mâine dimineață însă lucrurile ar putea să se schimbe, depinde foarte mult și cum o să evolueze prețul petrolului și, de asemenea, s-ar putea să se intensifice speculațiile privitoare la ședința Fed. Aveți, de asemenea, în vedere și modul cum o să evolueze piața de capital din Statele Unite, corelată puternic cu dolarul american. Bun, mergând mai departe pe GBP/USD, aici nu avem în vedere foarte multe informații. O piață relativ liniștită, GBP/USD se odihnește deasupra suportului 1.4230, rezistență 1.4300. Aș fi înclinată să cred că GBP/USD ar putea să fie atras din nou de această regiune de rezistență și să vedem acest nivel retestat cât de curând.
Trecând rapid și pe NSD-USD, nu pierdeți din vedere faptul că mâine, miercuri seara, mă scuzați, miercuri seara avem decizie de dobândă. Șansele sunt ca dobânda să fie păstrată. Un sentiment pozitiv pe dolarul neozelandez, asta pentru că avem în vedere și o revenire, cel puțin temporară, a cotațiilor petroliere, care mai departe se reflectă și în și pe piața mărfurilor. Și aici uitați-vă pe zinc, pe cupru, nichel, aluminiu și așa mai departe. Așadar, aș avea în vedere posibilitatea ca NZD/USD să continue această corecție. Suportul care menține activă ipoteza unei corecții pozitive este 0,6455. Mai departe, rezistențele sunt 0,6480 și 0,65. Dacă ar fi să privim într-o perspectivă și mai largă, vorbim de finele sesiunii de astăzi, poate și mâine, ne-am uitat și la 0,6523. Dacă spargem acest suport, 64,55, destul de important, ar însemna că piața marchează un nou minim local și atunci ne uităm către 64,25. Dar până una alta, sentimentul s-ar putea păstra pozitiv pentru NZD. Sentiment optimist de asemenea și pentru dolarul canadian, care a fost încurajat să marcheze o bine meritată corecție în fața dolarului american, bine meritată și dintr-o perspectivă tehnică, pentru că l-am văzut pierzând teren destul de agresiv, dar și dintr-o perspectivă fundamentală, pentru că era momentul ca traderii să-și marcheze, respectiv să-și închidă pozițiile în această regiune. Avem în vedere ca niveluri de suport 1.4049 și 1.4177, vorbim de un interval de timp mai lung pentru că reperele sunt luate pe H4. Dacă piața ar putea avea o tendință ușor corectivă în următoarele poate o oră, două, pe termen mai lung m-aș aștepta ca prețul să revină sub această regiune 1.4177, eventual să retesteze minimele locale 1.4114. Aruncând o privire și pe aur, prețul a reușit astăzi, cotația aurului a reușit astăzi să se mențină peste 1100 de dolari, dar se pare că am marcat și un maxim local. Ne uităm în zona 1107, iar acest lucru nu face decât să sugereze faptul că traderii sunt totuși neliniștiți și simt nevoia să-și asigure investițiile prin achizițiile de aur. Motivele pentru care sunt neliniștiți, ne uităm în prima instanță la China, la posibilitatea ca în cadrul ședinței din Japonia de vineri să vedem noi intervenții în programul de stimulare monetară. Cam acestea sunt aspectele care îndeamnă către achizițiile de aur. Avem în vedere posibilitatea de continuare a acestei traiectorii ascendente, însă nu înainte să vedem suportul de la 1100 retestat. Rezistența de la 1109,56, maximul local, rămâne activ. Mă scuzați, rămâne activă. Să trecem în revistă și evoluția DAX-ului, care a fost destul de interesantă asta după ce săptămâna trecută Mario Draghi ne-a oferit o perspectivă destul de dovish. DAX-ul a avut parte de un episod mai puțin optimist astăzi, respectiv o alunecare către suportul 9700 și aici putem să dăm vina pe revenirea monedei unice europene, pe acel episod pozitiv, dar și pe faptul că indicele IFO din Germania s-a raportat sub estimări și sub ultima publicare. Aș lua acest suport de la 9700 ca nivel de reper și, după cum vedeți, funcționează, pentru că
prețul respinge în acest moment, o închidere în următoarele 4 ore, nu chiar o oră, în următoarele 4 ore, peste acest nivel, respectiv peste 9745, această rezistență este activă, m-ar încuraja să cred că piața are suficient de multă putere să revină către 9800. Pe de altă parte, o închidere sub 9700 are toate șansele să coboare prețul în zona 9631. Și aici aveți în vedere și modul cum o să se deschidă piața americană, unde sentimentul nu este chiar atât de optimist, mă scuzați, și cel puțin în ceea ce privește US 300, șansele sunt ca piața să se mențină sub nivelul de 16.000. Poate o ușoară tentație de a sparge acest nivel și aici rezistența activă se află la 16.040, însă cel puțin într-o perspectivă tehnică, piața nu pare suficient de puternică încât să închidă, să se păstreze peste 16.000. Asta dacă nu apară date care să provoace o răsturnare de situație. Sentiment ușor negativ în piața de capital americană. În ceea ce privește USD yen, sesizăm în sesiunea de astăzi, de asemenea, o ușoară alunecare a dolarului american. Yenul este destul de puternic și primește atenție din partea participanților la piață, la fel cum primește și aurul. Identificăm suport în zona 118,34 și aș avea în vedere și acest minim local la 118,16. Posibilitatea de retestare a acestui suport. Dacă piața se menține peste acest suport, atunci avem în vedere revenirea către rezistențele locale 118,57 și 118,74. După cum spuneam, cele mai interesante mișcări ar putea să fie vizibile astăzi în piața petrolului și nu doar astăzi, ci și în următoarele sesiuni. Cotațiile petroliere retestează minime ale ultimilor 12 ani, iar acest lucru ar putea să se contureze ca fiind o bună oportunitate de activare a pozițiilor de cumpărare pentru traderii din piața petrolului. Rar mai întâlnim în piața petrolului cotații precum acestea 27, 28, 29, 30 de dolari per baril. Acesta cred că eu că este și motivul pentru care am văzut această corecție marcându-se în ultimele 2 sesiuni. Piața a simțit nevoia să se corecteze. Pentru WTI avem în vedere suportul 31 și posibile tentații de revenire către 30-50, maxim 30. Acest nivel de 30 de dolari cred că va da startul fie unei noi alunecări, dacă sparge 30, ne uităm către minimele de la 27, fie către o respingere mai consistentă care să spargă acest 32-50. Așadar, aveți în vedere cum o să evolueze piața în această zonă, respectiv nivelurile 30 de dolari. Ok. Cam astea au fost pe scurt cele mai importante date. Atenție, la ora 8, Mario Draghi va interveni într-o conferință de presă la Frankfurt. Putem să vedem presiune pe moneda unică europeană și, de asemenea, mâine o piață relativ liniștită cu date din partea lui Mark Carney la 1 fără un sfert și indicele sentimentului consumatorului din Statele Unite la ora 5, ora României. Îmi pare rău, ne cere scuze pentru problemele tehnice, cred că au legătură cu conexiunea la internet și mai departe cu vremea destul de friguroasă care se pare că face probleme și la acest nivel. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și vă doresc să aveți o seară cât mai liniștită. Toate cele bune, la revedere!